Președintele Consiliului Județean Sălaj din Iancu Sălăjanu a semnat miercuri 3 martie contractul privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 191D Tusa, limită cu județul Cluj. Investiția derulată în cadrul programului operațional regional 2014-2020 are o valoare de 34,5 milioane de lei. Durata contractului este de 18 luni, din care 14 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor și 4 luni pentru pregătirea recepției și alte activități specifice pentru finalizarea proiectului. Lucrările vizează reabilitarea și modernizarea următoarelor elemente ale drumului: carosabil, trotuar, șans, perete, rigolă carosabilă, șans de pământ, poduri și podețe, stații de transport public, zid de sprijin, parapet metalic de siguranță, elemente de semnalizare rutieră. Sectorul de drum care face obiectul proiectului cu finanțare nerambursabilă se regăsește pe raza comunei Sâg, străbate localitatea Tusa, și continuă până la limita cu județul Cluj. Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum DJ191D va asigura accesul dintre autostrada Transilvania spre zona de sud-vest a județului Sălaj, spre județul Cluj și legătura cu E81 DN1F Zalău-Cluj, E60 DN1 Cluj-Oradea și DN1H Zalău-Oradea, frontiera cu Ungaria, sporind totodată siguranța traficului la nivelul acestei microregiuni. Principala motivație a reabilitării acestui drum o reprezintă scoaterea din izolare și subdezvoltarea microregiunii aflate într-un vizibil impas de dezvoltare și mobilitate, a declarat din Iancu Sălăjanu președintele Consiliului Județean Sălaj.